Doamnelor și domnilor, bun găsit, sunt Sergiu. Alături de noi va fi astăzi o minune de bălți și făleși. Biserica noastră ortodoxă din Moldova s-a abătut, a rătăcit, s-a depărtat de rațiune, înțelepciune. Ea este acea biserică care totdeauna a fost cu diavolul, puterile întunericului, cu răutățile, cu păcatele, groapă de gunoi, scuzați-vă rog. Poporul a suferit umiliri, scuipări, batjocoriri, oameni buni. Ascultați de rațiune, înțelepciune, fiți o leacă mai cu discernământ, fiți un pic mai înțelepți, nu vă faceți pradă la toate, după cum am zis, murdăriile care vin din biserică. Biserica ortodoxă din Moldova este pe bună dreptate, biserica de buzunar a președintelui. El întreprinde toate modalitățile pe care le are, dar credeți-mă, el le are foarte multe. Ca până la urmă să ponegrească, să umilească poporul. Biserica blagoslovește acest început bun a președintelui. Dragostea societății pentru biserică este ca un pom verde. Activitatea bisericii și activitatea statului atât de mult și atât de armonios se intercalează că s-a uscat pomul. Mesajul bisericii este oameni buni. Bani cu duimul este bine. Căci cu bani cu oameni buni vom dobândi tot de ce avem nevoie. Cu bani vom învinge toate. Preoții, iertată să-mi fie expresia, mai întâi, poate ar fi chiar niște unități mai mult politice. Toți suntem într-o măsură sau alta părtași la moartea pozornică a statului. Statul este în mormânt. Biserica blagoslovește aceste performanțe. Vreau prin intermediul emisiunii dumneavoastră să mă adresez către toți credincioșii, oameni buni. Suntem pe creștini. De mult, Mitropolia Moldovei nu mai este creștină în sensul întreg a cuvântului. Preoții, cei cu obiceiuri rele pe care nici dubitoacele necuvântătoare nu le fac, sunt până la urmă orbi și ar vrea să ne facă și pe noi deopotrivă cu dânșii. Ținta acestor spurcăciuni se ne spurce inima țării noastre. Cele mai negre puteri ale întunericului, spurcăciuni oameni buni. Episcopul Marchel este izvorul vieții, culmea dragoste. Eu chem binecuvântarea arhierească peste Episcopul Marchel. Și pentru că suntem pe final de emisiune, ce mesaj ați avea pentru cei care ne vorbesc acum? Preoții este o parte a societății și sufletele voastre, cele umorite, cade în groapă. Punct. Doamnelor și domnilor, se coboară de sus focul harei.